poetul meu preferat, oamenii nu se deosebesc prin ceea ce zic, ci prin ceea ce fac. Am ales acest citat pentru a pleca de la premisa că faptele sunt mult mai importante decât vorbele. Sunteți de acord cu mine că faptele sunt mult mai importante decât vorbele? Da? Ok, înseamnă că o să ne înțelegem super și discursul meu o să ajungă la inimile voastre. Începuturile mele au fost undeva la, dacă ar fi să descriu viața mea activă, a început la 11 ani, când am reușit să compun o poezie mai mult pentru mama, o dedicație de Ziua Internațională a Micilor, care s-a soldat, ca să zicem așa, și cu un premiu special din partea jurului. Am avut din nou norocul sau șansa, nu știu cum se poate spune, ca la vârsta, pe clasa 10-a, împreună cu colegii mei de clasă, să avem posibilitatea să facem filmul Fapte de Viață. Acolo am fost și scenarist, și regizor, și un pic de actor. Filmul principal se baza pe viața mea de până atunci și cumva mi-a ghicit și viitorul. Momentul de cotitură în viața mea a fost la vârsta de 17 ani, când un voluntar din cadrul organizației studenților Universității Babeș-Bolyai a poposit la clasa mea și ne-a întrebat dacă vreți să vin la școala de mare în Cluj timp de 2 săptămâni. După 2 săptămâni petrecute la Cluj, alături de 200 de tineri din toată țara, mi-am dat seama că am 2 superputeri care aș putea să le dezvolt. Încrederea și respectul. A urmat, bineînțeles, anul următor, logic, m-am înscris ca voluntar. După aceea am venit în Cluj și o nouă lume mi s-a descoperit în față. Am ajuns ca să mă scriu într-o nouă organizație, în Organizația Studenților Secției de Marketing, să încep să lucrez în marketing, cercetare de piață și, pe lângă toate acestea, să mai găsesc timp și de hobby-uri. Între cei 6 ani de voluntariat care am făcut într-un proces transformațional complet, unde valorile acestea de respect și încredere am reușit să le experimentez niște proiecte superbe, mi-am găsit loc și de mici hobby-uri. Acolo am reușit să văd ce înseamnă respectul pentru sportul universitar. Ce înseamnă să susții o echipă necondiționat, indiferent de meci sau de joc. Am văzut cât de mult înseamnă să lupți pentru cei care cred în tine. Am avut și momente mai în care am încercat să dezvolt de unul singur anumite concepte de voluntariat. După ce am absolvit facultatea, masterul, mi-am dat seama că am pus o nouă piatră pe piedestalul vieții. Și am încercat să dezvolt noi concepte. Printre cele care au reușit a fost un eveniment, o conferință, unde l-am invitat pe Paul Muntean să vorbească despre experiența lui în cadrul Olimpiadei de la Sochi. Mă uitam în ochii lui și vedeam o bucurie. Bucuria aceea era o bucurie de a vorbi despre rezultate. Bucuria m-a motivat să-mi deschid după o vacanță relaxantă la mare. Da, nu e Crăciunul, dar totuși e vacanță, așa. Aerul ăla frumos. Dacă vi puteți imagina, când vii acasă și zici, da, în momentul ăsta vreau să deschid propria mea companie. Cazul meu a fost de cercetare de piață, cazul vostru va să fie ce vă doriți voi. Și în paralel să creezi propria comunitate de oameni de afaceri, de antreprenori. Am plecat de la următoarea problemă. Sunt peste 2000 de oameni, mai ales în Cluj, care își deschid o afacere în fiecare an, dar în primele 12 luni, conform statisticilor, 60% din afaceri mor. În primele 18 luni, 80% de afaceri. M-am gândit că o comunitate care pune la comun resursele și proiecte de dezvoltare a mediului antreprenorial chiar ar ajuta. La început, la nivel local, apoi la nivel regional, la nivel național și apoi chiar internațional. Pe final, mesajul meu este următorul. Oameni buni, fiți încrezători. Găsiți-vă modele care credeți că vă inspiră un dram de respect. Și cumva dezăpeziți peisajul acesta. Chiar dacă nu ninge acum afară, imaginează-vă că peisajul actual românesc, societatea, are nevoie de oameni, are nevoie de echipă, are nevoie de valori ca să putem construi mai departe și să ajungem undeva mai sus. Acesta nu este un mesaj special pentru sărbători sau pentru anul nou, este un mesaj pentru tot anul următor și pentru tot restul vieții voastre. Mulțumesc!